Teoria lui Erikson despre dezvoltarea psihosocială identifică 8 etape prin care orice individ sănătos trebuie să treacă de la naștere până la moarte. În fiecare dintre aceste etape ne confruntăm cu diverse nevoi, punem întrebări noi și întâlnim oameni care ne influențează comportamentul și învățarea. Etapa 1. Încredere de bază versus neîncredere. Ca bebeluși, ne întrebăm dacă putem avea încredere în lumea din jurul nostru și dacă aceasta este un loc sigur. Învățăm că dacă putem avea încredere în cineva acum, vom putea avea încredere și în alții pe viitor. Dacă experimentăm frică, atunci apar îndoielile și neîncrederea. Cheia dezvoltării noastre este propria noastră mamă. Etapa 2. Autonomie versus rușine și îndoială. În copilăria timpurie ne experimentăm pe noi înșine și ne descoperim corpul. Ne întrebăm, oare e în regulă să fiu eu însumi? Dacă ni se permite să ne descoperim pe noi înșine, atunci ni se dezvoltă stima de sine. Dacă nu ni se permite asta, începe să apară rușinea și îndoiala în sine. Acum ambii părinți joacă un rol important. Etapa 3. Inițiativă versus vină. La vârsta preșcolară luăm inițiativa. Încercăm lucruri noi și învățăm principii de bază, cum ar fi, de exemplu, că obiectele rotunde se răstogolesc. Ne punem acum întrebarea, e oare ok să facem ceea ce facem? Dacă suntem încurajați, ne putem urma propriile interese. Dacă suntem împiedicați sau ni se spune că ceea ce facem e o prostie, poate apărea vinovăția. Acum învățăm de la întreaga familie. Etapa 4. Hărnicie versus inferioritate. În această etapă descoperim lucrurile care ne interesează și realizăm că suntem diferiți de alții. Vrem să arătăm că putem să facem lucrurile așa cum trebuie. Ne întrebăm dacă vom reuși în această lume. Dacă primim recunoaștere din partea profesorilor și a celor de vârsta noastră, devenim întreprinzători, un alt cuvânt pentru harnici. Dacă primim prea mult feedback negativ, începem să ne simțim inferiori și să ne pierdem motivația. Vecinii și școala sunt cei care ne influențează cel mai mult acum. Etapa 5. Identitate versus confuzii de rol. În timpul adolescenței învățăm că avem diferite roluri sociale. Suntem prieteni, elevi, copii și cetățeni. Mulți trec acum printr-o criză de identitate. Dacă părinții ne permit acum să ieșim în lume și să o explorăm, ne putem găsi propria identitate. Dacă în schimb ne împing să ne conformăm viziunilor, ne putem confrunta cu confuzii de rol și ne putem simți pierduți. Cheia învățării în această etapă sunt egalii noștri și modelele din jurul nostru. Etapa 6. Intimitate versus izolare. Ca tineri adulți, înțelegem încet încet cine suntem și începem să renunțăm la relațiile formate până acum pentru a ne integra. Ne punem întrebarea dacă putem iubi. Dacă reușim să construim o relație de lungă durată, ne simțim încrezători și fericiți. Dacă nu reușim să construim relații apropiate, putem ajunge să ne simțim izolați și singuri. Prietenii și partenerii sunt acum elementul central al dezvoltării noastre. Etapa 7. Generativitate versus stagnare. După ce trecem de 40 de ani, atingem un anumit confort. Ne folosim timpul liber în mod creativ și poate începem să contribuim la mersul societății. Principala noastră grijă este generativitatea. Dacă avem încredere că putem conduce următoarea generație în această lume, suntem fericiți. Dacă nu am rezolvat încă unele conflicte anterioare, putem deveni pesimiști și putem experimenta stagnarea. Oamenii de acasă și de la muncă sunt cei care ne influențează acum cel mai mult. Etapa 8. Integritatea egoului versus disperare. Pe măsură ce îmbătrânim, avem tendința de a încetini și de a ne uita înapoi la viața noastră. Ne întrebăm, cum am descurcat oare? Dacă apreciem că ne-am descurcat bine, apare sentimentul de mulțumire și de integritate. Dacă nu, e posibil să cădem în disperare, să devenim morocănoși și acri. Acum este momentul în care ne comparăm cu restul omenirii. Erik Erikson este un psiholog american de origine germană, care împreună cu soția sa a devenit cunoscut pentru activitatea sa în domeniul dezvoltării psihosociale. El a fost influențat de Sigmund și Anna Freud și a devenit faimos pentru introducerea în vocabular a expresiei, criză de identitate. Deși Erikson nu a absolvit nici măcar facultatea, el a predat ca profesor la Harvard și Yale.
Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te. Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.